Uite, cineva îți dă așa o pauză. Ce ai face tu într-o pauză? Aș sta alături de familia mea. Nu aș mai călători. Și nu știu, lucruri normale, cât se poate de normale, fără să trebuiască să mă trezesc dimineața, să-mi fac make-up, să filmez clipuri, să... Mulți ani trăiască! A venit tortul! A venit tortul, Denis! Vino la microfon, Denis, și cântă-i. Asta este tortul pentru Daniel. Da. Tu știi cum se dă un tort? Da. Denis, tortul s-aduce decalotat, nu s-aduce. Era mai drăguț în cutie, pentru că era surpriză, nu știa ce acolo. Uite aici, ăsta e tortul, Inei. Sting luminile de la portă azul sau să le aprind, Daniel? Machiază-o, Daniel! În momentul ăsta, Daniel a luat ciocolata de pe tort și a început să o machieze pe Ina, pentru că a zis că pentru ea machiajul ăsta de dimineață este o corvoadă. Așa, năsuc în năsuc ca pinguinii, ca eschimoșii, pardon. La mulți ani, Ina, și îți mulțumesc pentru tortul pe care mi l-ai trimis. Mulțumesc. Pe care mi l-ai trimis de ziua mea. Colegii de la ZUTV l-au păpat cu pâine ca să se sature. Domnul Morar, peste tort? Nu, mă, nu, du-te, pleacă de aici! Pleacă-mă de aici, nu mă pup cu tine! Nu știu, dar are o problemă cu pupatul astăzi. Cine, Buzdugan? Pe unele persoane nu vrea să le pupe, nu, și pe altele, cum ai fi tu, te caută prin studio să te pupe. Când ai venit, n-am vrut să te pup, ai zis că ești răcit. Și tu ești răcit. Păi da, dar când ți-l pupe domnul Morar, nu mai ești răcit. Nu știu cum să zic. În familie se permite. Asta este un happy birthday oficial pentru Ina. Ziua ei astăzi. Cu vioasa Ina în calendar. Ne-am făcut de cacao. Nu mai ai. Dacă vrei, te link pe nas. Cui vrei să mulțumești de ziua ta, Ina? Vreau să mulțumesc părinților mei. Da? Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care m-au sprijinit de la începutul carierei mele, care au crezut în mine, fanilor mei, Radio Zoo, pentru că tot timpul mă sprijină și mi-e piesele cunoscute. Ne-ai lipsit foarte mult de la Forța Zoo, de la da, Cluj. Da, doamne, am văzut, a fost o nebunie, atât de rău mi-a părut. Pe stadion, da, pe Cluj Arena. Da. În schimb, am pus pe tortul tău poza de la Forța Zoo Iași. Pentru că Ina a spus la Iași, Forța Zoo e numai una. Da. Ce-mi place că vii tot timpul cu mama. Asta mi se pare absolut minunat. Să rămână, doamnă. Să rămână. Doamna Apostoleanu. Veniți un pic la microfon. Haideți un pic să... Dom'le, cum a fost fetița asta de mică? Cum a fost Ina? A fost foarte energică, da? Foarte agitată. În adolescență, foarte... perioada aia cruntă, când un părinte nu mai știe ce să mai fac cu copilul. Ați bătut-o, doamnă? Da, ole, puțin că așa i-am mai m-a dat. M-a bătut, da. Dar cine e moldovean o familie? Nu asta sau soțul? Soțul. Soțul e moldovean. Da, ne-am obișnuit toți. Da. V-ați obișnuit, da. Pentru că a fi moldovean e deja obișnuit. Dar obișnuit. M-am obișnuit și eu, da. Ceea ce mi se pare minunat e că astăzi de ziua ta, când faci minunata vârstă de 19 ani, ai 21. 21 da. Are? Da. Mamă, cum au trecut ani, incredibil. De ani. Tu lansezi o piesă care vorbește despre tine. Mi-ai spus că mi-ai spus înainte să intrăm în direct, mi-e foarte dragă piesa asta pentru că de fapt este povestea mea. Da. Cum se numește? Piesa se numește Fata din rândul 3. Fata din rândul 3. Și dacă o ascultăm până la capăt, o să ne dăm seama cine este de fapt fata din rândul 3. Rândul 3 de la o școală, de la... Nu, este fata din rândul 3 al unui concert. Deci tu erai în sală? Da. Eu eram și cântăreața, eu eram și în sală, de fapt. Ah, ce tare. Dar tu mai ții minte când ai fost la Eu mă la privesc radio. Pe mine da? În viitor. Ți-a mai zis cineva vreodată că ești cel mai dulce artist român? Ai o dulceață așa, o... Mulțumesc. O bunăciune în tine, o... Bunăciune. Sufletească, mă ești refer. Ești ca... Cum să zic? Ciocolata albă, practic. Ești... Da, ciocolata știi de când pe nasul tău. Vezi pe cineva... Bine, ești așa o mogâldeață în care vine să te strângi la
piept așa, să o mângâi, să o... Ești foarte dulce. Ai auzit? Mulțumesc. Vă mulțumesc, deja mi-ați spus atât de multe lucruri frumoase încât ce liceu am emoții. Nedisimulate. Ce liceu a terminat fata din rândul 3? Liceul economic Mangalia, colegiul economic. Tu știi că acolo în liceul economic din Mangalia circulă un banc cu tine? Nu. Nu știai bancul cu tine? Păi, la un moment dat s-au întâlnit trei băieți în curtea școlii, curtea liceului din Mangalia, și fiecare se lăuda cu colegile lor de clasă. Băi, care dintre noi are cea mai mică fată din clasă? La care unul zice, păi eu sunt de la 12A, avem o colegă, Irina, care este atât de mică că trebuie să se urce pe scaun să se uite pe gaura cheie. Vine ăla din 12B și zice, stai mă, că noi avem pe Roxana, mă, la 12B noi avem pe Roxana, care nici nu trebuie să se urce pe scaun, pentru că e atât de mică încât să strecoară pe sub ușă. La care vine colegul de clasă din 12C sau nu mai știu ce clasă, zice, bă, noi avem pe Ina, care e atât de mică că trebuie să se urce pe scaun ca să treacă pe sub ușă. Bună ziua, sunt vecină cu familia Apostoleanu. Da, cu așa? Familia Ina. Da, cu familia Ina. Pot să spun un singur lucru. Când eram mititică, mai mititică decât acum, da? Doamna lui mama lui Ina o bătea pe asta mică cu cureaua de la ceas, domnul Morat.